Liviu Dragnea a fost trimis în judecată de DNA în dosarul privind vizita lui în Statele Unite ale Americii. Mai multe detalii are colega mea Mihaela Gâdei, care se alătură acum discuției. Mihaela, care sunt capetele de acuzații care îi se aduc? Bun găsit, Monica. Să știi că dosarul este destul de alambicat. În linii mari, fostul lider PSD este acuzat de DNA de trafic de influență. El a fost trimis în judecată alături de alte 4 persoane. Concret, în 2017, Dragnea a mers la învestirea președintelui Americii Donald Trump în baza unui pachet de beneficii în valoare de $250.000. Cel puțin asta spun procurorii DNA. Accesul la această ceremonie ar fi fost obținut prin intermediul unui om politic și de afaceri. Ei bine, procurorii DNA spun că Dragnea ar fi primit de la unul dintre oamenii de afaceri așa zisele foloase neconvenite pentru el și pentru PSD, în schimbul cărora Dragnea ar fi trebuit să influențeze premierul și alți miniștri din cabinet pentru a-l ajuta pe acest om de afaceri. Mihaela și-a rămas și cu acea poză celebră pe care am văzut-o și noi adineori în imagini. A instituit în acest dosar DNA măsuri? În dosarul care a fost trimis la Tribunalul București a fost pus sechestru asigurator pe mai multe bunuri mobile ce aparțin lui Liviu Dragnea, însă nu este menționată suma acestor bunuri, însă putem doar să facem un calcul din acest comunicat DNA, cum îl știi și tu, Monica, într-un limbaj de lemn avem mai multe sume servicii de lobby care ar fi fost efectuate pentru Liviu Dragnea.